După 56 de ani, România s-a calificat la Jocurile Olimpice și joacă în premieră în semifinalele unui turneu final european. În urma rezultatului de 0 la 0, înregistrat luni la Cesena cu Franța în ultima etapă a grupei C. România a câștigat grupa la Golaveraj. Tricolorii aveau trei variante pentru a obține calificarea în semifinale, să câștige, să facă egal, cazuri în care câștigau grupa sau să piardă la o diferență de maxim două goluri. Meciul a fost unul tactic din partea ambelor formații, conștiente de de miză, astfel că rare ori cele două echipe au riscat. România a avut prima ocazie a partidei în minutul 11 când Coman a fost deposedat în extremis de Amian în marginea careului mic. Nedelcu a fost aproape de un gol spectaculos cu capul de la 16 metri în minutul 16, dar balonul a ocolit de puțin buturile părăsite de Bernardoni. O fază controversată s-a petrecut în minutul 18 când Cicldeu a fost busculat în careu de Amian, dar arbitrul bulgar nu a acordat penaltiul cuvenit și nici nu a făcut apel la arbitrul video. Franța a avut o posesie mai bună în acest meci și a presat mai mult în debutul reprizei secunde, când a avut și cea mai periculoasă situație, însă șutul lui N'Cham, din minutul 54 de la 16 metri, a fost blocat de rus. Pușcaș a beneficiat de o oportunitate mare de a înscrie în minutul 68, fiind blocat în extremis de portar după o pasă de excepție de la Hagi. Rus a fost și el periculos, lovitura sa de cap oprindu-se în blocajul lui Tussart. La centrala lui Hagi, din minutul 79, Franța a avut o ultimă răzvâgnire în final, dar șutul lui Guendo Uzi a trecut peste poartă. Pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, Naționala de Tineret accede în semifinalele unui turneu final european. Egalul alb contra Franței aduce România într-o fază a competiției la care nici nu îndrăzneam să visăm. Totodată, după 56 de ani, Naționala merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo. E fabulos, cred că oriunde ne-am duce în acest moment, indiferent de rezultat, un stadion întreg ne va aplauda. Le mulțumim, sper că i-am făcut fericiți chiar dacă nu am câștigat azi, dar trebuie să rămână alături de noi pentru că am reușit să terminăm primii această grupă și nu e deloc ușor. Am încercat să odihnim câțiva jucători azi. Suntem fericiți că am încheiat grupa pe primul loc, așa cum ne-am propus înainte de meciul cu Franța. Nu ne-am propus doar să odihnim jucători, ci să avem și prospețime pentru a face presingul pe care ni l-am propus. Cred că am meritat acest punct pentru că în seara asta Franța nu și-a creat foarte multe ocazii de gol, a precizat Mirel Rădoi, antrenorul principal Under 21. Tricolorii urmează să înfrunte Germania în semifinalele turneului, partida fiind programată joi de la ora 19, ora României, la Bolonia. În a doua semifinală se vor înfrunta Spania și Franța. Iberici au câștigat grupa A, în timp ce francezii au încheiat grupa C pe locul 2, după 0-0 cu România. Franța a fost cea mai bună ocupantă pe loc secunde la Euro 2019 Under 21, după ce a acumulat 7 puncte. Italia s-a aflat în urma sa cu 6 puncte. Franța și România au încheiat la egalitate în grupa C, dar tricolorii noștri au avut un gol averaj mai bun, astfel că au câștigat grupa. Partida dintre Spania și Franța va avea loc la Regio Emilia. Marea finală de la Euro 2019, Under 21, va avea loc duminică 30 iunie pe stadionul Dacia Arena din Udine.